Bună, astăzi voi face o ciorbă de sfeclă roșie cu cartofi. Aveți nevoie de 6-7 cartofi, 2 cepe, o rădăcină de păstârnac, 500 de ml borș, 2 morcovi, 2 ardei grași, o legătură de pătrunjel, 500 de grame sfeclă roșie, sare și piper după gust. În oală adaug ceapa. Morcovul, păstârnacul, ardelul gras, sfecla, și peste legume pun 4 litri de apă. Las legumele la fier pentru 30-40 de minute la foc mediu, apoi adaug restul de ingrediente. Acum este timpul să adaug cartofii. Și pătrunjelul. După ce fierb cartofii, o să adaug borșul, sare și piper. Cartofii au fiert, adaug borșul. Și mai las la fier pentru 2-3 minute. Ciorba cu cartofi și sfeclă roșie este gata. Eu în mod normal o servez cu smântână. Am pus sare și piper după gust. Este foarte ușor de preparat, sper să o încercați și voi. Ne revedem data viitoare cu o nouă rețetă și vă doresc poftă bună!